Premierul este de acord ca pensiile mai mici de 3.000 de lei să nu mai fie impozitate și a cerut ca până săptămâna viitoare să fie gata legea care bate în cuie lucrul acesta. Propunerea a fost avansată de PNL, iar socialdemocrații au cerut ministrului de finanțe să calculeze impactul bugetar și să-și spună dacă asumă sau nu această măsură, dacă își asumă această măsură. Cătălina Mănoiu, colega mea, este alături de mine și vine cu toate informațiile. Te ascultăm, Cătălina, bun găsit! Bun găsit! Potrivit unor surse guvernamentale, premierul a cerut în ședința executivului ca Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor să pregătească legea prin care cei care au pensie mai mici de 3.000 de lei vor fi scutiți de impozitul pe venit de 10%. În prezent, scutirea de impozit pe venit se aplică doar pentru pensiile care sunt mai mici de 2.000 de lei. Liberalii au propus această măsură și la vremea când ea a fost propusă, au cerut cei din guvern, mai exact premierul, a cerut ca Ministrul Muncii să vină cu un impact bugetar și să-și asume măsura dacă este fezabilă. Ministerul Finanțelor a transmis practic că impactul bugetar ar fi de 2 miliarde de lei și s-a considerat în guvern că ar fi un impact sustenabil. A cerut premierul ca săptămâna viitoare să fie gata proiectul de lege, să fie pus în dezbatere și după dezbatere ne așteptăm ca el să fie adoptat.